apăsați. Nu ratați bufetul de duminică de la pizzeria lui Vito. Cea mai bună pizza din întreg universul. Sună bine? Trebuie să fie aparatul de făcut vafe pe care l-am comandat săptămâna trecută. Da, dar... Ei, unde e aparatul de făcut vafe? Ah, cred că au încurcat comenzile. Acum sunt oficial bosunflat. Cască telepatică. Primul gadget telepatic din lume care vă permite să citiți mintea altor oameni. Baterii incluse, făcut în China, bla 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 bla. Un fals, contrafăcut, o escrocherie, antipatic. Ei, ce-ar fi... Aș putea să-l încerc măcar. Să vedem. Apăsați butonul de aprindere. Găsiți pe cineva și folosiți butonul verde pentru a te alinia pe gândurile sale cele mai intime. Poate ar trebui să aranjez puțin volumul. Știam eu. Chestia asta nu merge. Exact ca ochelarii ăia cu raze X care se vând la chioșcurile de... Am nevoie de o cafea acum. Wow! Cine ar fi crezut? Casca asta neroadă chiar are efect. Ar fi trebuit să știu să nu-l folosesc pe Odi. Câinele n-are deloc creier. Salut! Iată lasagna ta proaspăt făcută dimineața. Sper să nu-și dea seama că i-am făcut-o. Lasagna congelată? Ha? Chiar credeai că o să scape atât de ușor? Te rog. Pot să-ți explic? Nu mai era brânză la magazin. Motanul ăsta e mult prea inteligent. Bine că n-a aflat de prăjitura cu morcov ascunsă în spatele cutiei de lapte și... Miau! Nu mă mai trata ca pe un bebeluș. Pot să traversez singur strada. Am 5 ani. Nu se uită niciodată la mine. Sunt atât de îndrăgostit de ea. Sunt cel mai drăguț motan din întreaga lume. La di da di du du, la di da di da. Aș recunoaște gândul ăsta de oriunde. Bună, Nermal! Înghețata aia pare delicioasă. Te super dacă o lin și eu odată. De fapt, da. Am fost selectată drept unul dintre finaliștii concursului Cea mai frumoasă pisică și nu vreau să mă molipsesc de vreo boală înainte ca jurul să voteze. Mai ales de vreo boală de a ta. Hei, dacă Garfield nu-și dă seama că port rimel, atunci nici juriul nu-și va da seama. Hei, Nermal, concursurile astea au reguli stricte împotriva machiajului. Ar fi păcat ca juriul să afle că te-ai dat cu rimel. De unde știi că m-am dat cu rimel? N-am spus nimănui. Mă îndoiesc că vom găsi asta pe pământ. Planeta asta e prea primitivă. Trebuie să raportăm împăratului Calzon. Ne întâlnim pe alee. Ai grijă să nu fii urmărit de cineva. Afirmativ. N-am idee ce pune la cale, dar o să fiu cu ochii pe el. Sfinte Sisoie, sunt extraterestri care se dau drept oameni. Sper să merite. Eram la jumătatea drumului spre Duminica Benzilor. Căutarea noastră prin toate galaxiile nu a fost în zadar, stăpâne. E posibil să o fi găsit pe o planetă micuță numită Pământ, pizzeria lui Vito.
cea mai bună pizza din întreg universul. Duceți-vă și faceți investigații. Dacă pizza asta chiar e cea mai bună din univers, vom invada pământul și vom forța pe pământeni să gătească zilioane de pizza pentru planeta noastră mamă. Da, înălțimea ta bicefală, da, da. Wow! Soarta planetei noastre și a pizzei atârnă pe umerii mei. Mă duc să-l avertizez pe Vito. Cine știe, poate îmi dă un prânz gratis. Unde crezi că te duci, Garfield? Vito, trebuie să mă lași în pizzerie? Extraterestrii ăia neobrăzați sunt în drum spre tine. Ce-i cu tine? Nu poți citi semnul de la intrare? Bine, dar tot ce se poate mânca aici nu se aplică și motanilor portocalii, al căror nume începe cu literă G. Foarte amuzant. Acum, scuză-mă, am niște clienți, Garfield. Bună seara, intrați, vă rog. Căutăm cea mai bună pizza din tot universul. Ați venit exact unde trebuia. Intrați. Așadar, ce fel de pizza doriți? De toate felurile. Trebuie să vă fie foarte foame, nu? Nu aveți habar. Vă place? Da. Nu, orice în afară de asta. Nu vă place anșoa? Chestiile astea sunt foarte toxice pentru specia noastră. Atunci o să vă fac pizza fără anșoa. Nu le place anșoa? Nu și nu. Dar n-am încercat pizza hawaiană și specialitatea lui Vito. Ascultă, cucoană, vă spun pentru a mia oară. Au trecut 20 de minute peste ora de închidere. Plecați, vă rog. Omul ăsta mă enervează. Pot să-l înfulec? N-o face. Pizza lui chiar e cea mai bună din univers. Să-i dăm imediat raportul împăratului Calzon. Urăsc chestiile SF. Extraterestri sau nu, să știți, eu nu mai fac pizza. Unde este pizza mea? Mă ocup eu de asta, înălțimea ta bicefală. Salutări, pământene. Gustul unic și superior al pizzei tale este legendar în tot universul. Împăratul Calzon în persoană a călătorit prin galaxie pentru a o gusta. Serios? Dacă îi va plăcea pizza ta, o va exporta pe Calea Lactee. Ne referim la o distribuire interstelară majoră, dacă înțelegi. Desigur, dați-mi un sfert de oră și vă fac cea mai bună pizza din întreg universul. Tu ce cauți aici? Vito, nu se poate să gătești pentru ei, vor să cucerească pământul. De ce vrei să distrugi capodopera lui Vito? Trebuie să fie cea mai bună. Gândește-te de ce publicitatea așa va parte dacă împăratul lui Calzone i-ar plăcea pizza mea. Dacă i-ar înțelege pe extraterestri așa cum o fac eu. Desigur! Cum de nu m-am gândit mai devreme la asta? Ei, ce crezi că faci? Pământenii sunt atât de naivi. Când le vom cuceri bana la planetă? Îndată ce împăratul Calzon le va fi gustat pizza. Acum înțeleg. Trebuie să facem ceva. Sunt de acord. Anșoa, desigur. Trebuie să le facem o pizza pe care să n-o uită niciodată. Ah!
Eccola! Oh, delicioasă! El cine e? E ajutorul meu! Trădare! Ați încercat să-l otrăviți pe împărat! Dar înălțimea ta, Bicefală, noi să știți că... Vă trimit pe amândoi să lucrați în minele mele de uraniu din partea întunecată din Aldebaran! Anulez invazia de pe pământ. Ne vom întoarce peste câteva mii de ani să vedem dacă pământenii și-au îmbunătățit abilitățile culinare. Asta e cea mai rea pizza din întreg universul. Bine, îți datorez măcar atât. Sper că încă ți-e foame, motanule. Adu-l la tata.